Primarul Ion Lungu a declarat că municipalitatea a primit o invitație de participare la Europa Fest. Este vorba de un festival care se adresează tinerilor, care va avea loc între 7 și 9 mai în orașul francez Laval. Pentru această deplasare, primăria va trebui să acopere costurile de transport. Un festival la care vor participa 1500 de persoane din toată Europa. Ne cer să trimitem o delegație de 20 de persoane. Pentru aceasta, noi trebuie să le asigurăm costurile de transport. Costul de transport care se ridică la 4.000 de euro, respectiv 16.250 de ron. Avem un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru ziua de mâine să aprobăm finanțarea deplasării unor tineri din Suceava și aici, în mod special, de la Liceul Petru Rareș, o echipă de basket și de la Universitate, niște tineri sportivi, să participe la acest festival Europa 2011, care se desfășoară la Laval în perioada, așa cum am spus, 7-9-5-2011. Ion Lungu a menționat că primarul orașului Laval a fost invitat să participe la zilele Sucevei, însă acesta din urmă a declarat că nu are posibilitatea să ajungă în perioada respectivă și va vizita municipiul la începutul lunii iulie, când va fi contrasemnat și acordul de înfrățire dintre cele două localități.